Ați răspuns invitației primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea să fiți alături de noi într-un moment când facem bilanțul anului 2017. Anul 2017 a fost un an bun pentru municipiul Râmnicu-Vâlcea și sunt convins că 2018 va fi un an și mai bun. Vreau să vă felicit pe toți cei care ați muncit în acest an și ați contribuit ca municipiul Râmnicu-Vâlcea să redevină ceea ce a fost. Vreau să mulțumesc firmelor din municipiul Râmnicu-Vâlcea, indiferent ce acționariat au, pentru faptul că în acest an avem 4 firme care ocupă locul întâi în țară și pentru aceasta aș vrea să-i aplaudăm. Acest lucru ne face cinste și dă speranța că suntem pe un drum bun. Vreau să felicit echipa de handbal, care este pe un loc fruntaș. Sunt convins că anul viitor ne va face o surpriză și se vor plasa în primele 3 locuri. Așa este obiectivul. Iar noi le promitem că le vom asigura bugetul necesar. Vreau să vă spun că anul 2018 este un an cu foarte multe proiecte. Proiecte pe care le așteptăm de foarte mulți ani. Și aș menționa doar 2, pentru că nu vreau să vă plictisesc foarte mult. Schimbarea vămii din centrul orașului în zona industrială, pentru a fluidiza circulația. Și al doilea, construcția predelului la acel bulevard, pe care nu l-am început eu, l-am început înainte de 2000, fostul primar Sorin Zafirescu, care aș vrea să-i mulțumesc și se află în sala aici. Eu am continuat și acum, anul viitor, va începe ultimul tronson, ceea ce va duce cu adevărat la frizarea circulației. Dar așa cum mă știți, sunt un om mai mult al faptelor decât al vorbelor, de aceea vă doresc tot bine de lume, să dea Dumnezeu să fiți fericiți, bucuroși, să vă iubiți și urarea cea mai bună este aceea că vă doresc vouă ceea ce îmi doresc și mie. Și mie însumi nu pot să-mi doresc decât foarte bine. Vă mulțumesc și la mulți ani!